Salutare oameni, ce zice pe acest video, că vreau să vă spun rapid cum puteți să câștigați între 20 și 50 de dolari. Acesta este Blockchain, este o companie mare care se ocupă cu criptomonede și fix în momentul acesta au o promoție destul de mișto. Dacă îți faci cont și verifici informațiile, primești niște bănuți într-o nouă monedă și acesta se numește Stellar sau XLM. Iar un alt site despre care noi vorbim astăzi îți cumpără această monedă pentru bani reali. PayPal, PaySafe Card și... Steam Card Gift. Dacă nu știi cum trebuie să faci treaba asta, nu e nicio problemă, nici eu n-am știut, dar ai un link în descriere unde trebuie să urmezi acești pași simpli, care sunt pas cu pas, și după toată treaba asta o să reușești să primești acești bănuți. Tu nu știi cum poți să faci acești bănuți în 3 minute? Băieții au suport, după cum puteți vedea, au suport. Suport care vă ajută să confirmați toate treburile astea imediat. Așa că nu mai stați pe gânduri și mergeți pe linkul din descriere. Salutare băieți, salutare, ce faceți? Eu sunt Andy Lecturicul și bine v-am găsit la un nou episod de Car Vlog. Astăzi suntem din nou cu Remo, preferatul vostru, să zic așa. Și doar ce am luat GoPro de la Bercea, pentru că domnul Bersilius iar mi-a sequestrat cum ar veni, ar veni GoPro-ul. Trebuie să merg până în față și să mă întorc înapoi, că nu prea ai unde să întorci pe strada asta, sau poți să dai cu spatele până la intrare, dar nu asta este ideea. Băieți, dați și voi un like la acest videoclip dacă vreți să mai vedeți episoade în continuare de Car Vlog. Și nu mai știu ce voiam să vă zic. Uite, o să întorc fix aici pe străduța asta de aici. O să mă bag aici, așa. Sper că ăsta să nu vrea să facă fix același lucru ca mine, nu vrea. Hai mă, marșalier. Băieți, am zis să fac un car vlog pentru că vreau să vă mai spun câteva chestii pe care le-am mai făcut la mașină și câteva chestii care m-au scos din stărite, dar până la urmă am reușit să le rezolv. Unul dintre exemple ar fi ăsta, cum se numește. Băi frate, efectiv a început să se audă un țăcănit. Cred că este de la compensatori. Mi s-a mai auzit și anul trecut, i-am schimbat uleiul și s-a rezolvat. I-am băgat 10W40 lichimoli. Acum s-a auzit din nou. Uleiul nu avea niciun an și nu avea nici numărul de kilometri. Și eram ceva genul, de ce, fratele meu? Avea undeva la 9 luni maxim și 3000 de kilometri undeva pe acolo maxim. Și se auzea din nou urât, chiar mai urât decât se auzea înainte. Și din cauza acestui lucru, că s-au făcut ăștia aici ambuteiaje și toate cele, făcea foarte, foarte urât. V-am zis, cred că și cum bine, cei drept compensatorii sunt duși și probabil de-aia face urât. Dar am schimbat acum uleiul din nou și nu mai face. Acum sunt curios cât ține, că dacă ține tot un an de zile, să zic așa, gen ca data trecută, n-am nicio treabă, așa las, nu mai umblu la compensatorie, pentru că e destul de complicat să umbli la ei și e un lucru de lucru destul de scumpă, pentru că trebuie dată distribuția jos ca să umbli la compensatori. Și na. Altă chestie, tot mănâncă mult, între ghilimele. Nu sunt supărat, gen că mănâncă mult, ideea este că știu că ar trebui să mănânce mai puțin. Adică bine, acum de exemplu am 13.6 în bord, dar acum chiar nu n-am menajat-o între ghilimele deloc. Și nu înțeleg de ce. Doar ce, am schimbat bujiile ieri mi se pare, sau alaltări, am schimbat bujiile pentru că m-am gândit, o dădea un fum albicios puțin și eu nu le-am schimbat bujiile, nu știam de când sunt schimbate și m-am gândit să le schimb și bine am făcut că le-am schimbat, pentru că aveam niște bujii de Renault. Nu înțeleg de ce, avea niște bujii de Renault cu doi crăcișori din aia bujii, nu știu dacă știți, în cap are 1, 2, 3, 4, nu știu, crăcișori din aia. Și am pus niște LGK bujii cu 4 crăcișori din aia, nu știu cât a fost, vreo 55 de lei bujia, nu foarte ieftine. Am în vedere că au fost și 6 și am dat în total 340 de lei, 350 cât o veni pe toate, sau cât mai puțin. Deci n-au fost chiar atât de ieftine, plus cu mâna de lucru și toate cele. Și mă gândeam că o să schimbe și un pic diferit ăsta, o să fie și un pic mai mic consumul și sincer să fiu, nu prea văd că ar fi. Să vedem pe rezervor. Dar așa nu văd că ar fi. Ultima, cel mai puțin am făcut cu ea, am scos consum de 11.5 și da, știu, e foarte bun, adică cel puțin părerea mea e că e foarte bun. Dar am mers cu ea foarte mult seara, când nu a fost aglomerație. Și na, atunci nu mai e foarte bun în condițiile astea 11.5.
doar seara pe aglomerație. E destul de mult, să zic așa, seara pe aglomerație. Da. Nu știu. Mai am o problemă. Nu semnul ăsta de plăcuțe din bord, ăsta e de la altceva, e de la ceasuri. N-am cum să-l sting, decât dacă schimb ceasurile, să le pun înapoi pe lei. Nu știu de ce ia eroarea asta sau trebuie configurate cumva, habar nu am cum. Dar și la Ioan ce apar, că și Ioan ce-a mutat volanul la lui. Și e din ceasurile astea de borcică. Oh, shit. Acum ia și intră tu aici, electoratule, dacă te lasă careva. M-a lăsat. Lăsat și pe mine cineva, nu mă așteptam să mă lase. De aia nu eram pregătit, cred că s-a speriat când m-a văzut cu GoPro-ul ăsta pe cap. N-ați vrea să știți cum arăt. Am păr în toate direcțiile, că am purtat șapca toată ziua și la sală. Și n-ați vrea să știți cum îmi stă mie părul în acest moment. N-ați vrea să știți, apropo, controlele eu le-am dezactivat, ca să nu ziceți. Nu pot să-i dau în gură la mașina asta cu controlele puse. Adică nici măcar dacă vreau să accelerez un pic mai tare, nu pot. Pentru că când îi dau a doua, îi taie alimentarea și face urât. Nici nu mai știu ce m-a apucat să vă zic. A, da. Pe tester și dimineața am face un pic de blblblbl. Cred că este din sondă. Am o sondă, mie mi-a dat prezență sondă Lambda Bang 2 catalizator. Ar fi o sondă care n-ar merge bine, că m-am dat acolo la valorile în timp real și nu ar merge bine. Mă, ce pui, mi s-a prins pe cu la apă. What? Mai pierde undeva să fie pompa de apă? Că parcă să zic că am văzut eu că pompa aia de apă de acolo din față se mișcă ca în cacioaca așa. Adică nu se mișcă cum ar trebui să se miște, se mișcă așa ca în cacioaca. Aha. Da, înseamnă că pompa aia de apă e pe ducă dacă mi s-a prins și asta. Bă, baltă după mine nu e, deci nu cred că e chiar atât de grav momentan, dar trebuie să mă uit să văd. Nu știu ce are, frate, că de când i-a mutat volanul a început să ceară. Ba o aia, ba o aia la altă, ba o aia la altă. Și asta, că mie chestiile astea nu-mi plac. Până atunci n-a avut nicio problemă. Uite, l-a s-a stins. What the fuck? Ce pui mie asta? Așa, și nu mai știu ce m-a apucat să vă zic. Hai da, băieți, hai da. Pum. Consumul e tot la fel. De ce? De ce avem consumul tot la fel? Eu asta nu înțeleg și nu o să înțeleg în viața mea la BMW-uri, frate. Că îi dai în gură sau că mergi încet, ai același fucking consum. De ce? De ce? Nu înțeleg treaba asta, nu înțeleg. Deci, practic, te face să-i dai în gură, că altceva nu pot să-mi explic ce te face să faci. Da. Tot 13. Și dacă merg cu ea frumos, nu scade. Dacă îi dau în gură, nu crește. Ce mașină e asta, mâncați-aș, doamne? Ca nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg absolut nimic. Hof. Hufflepuffle. A început să-mi placă și volanul ăsta pe stânga. Parcă pe dreapta mă săturasem. Acum așa e o provocare nouă. Pe aici n-am avut timp să mai umblu la ăștia, că am fost supărat, că am fost puim. Ia uite la ea. Mai aveți un pic și vă loviți, mâncau așa. Băi, cam aglomerație, câte ceasuri? 5:30, a, păi de-aia e aglomerație. De-aia e aglomerație. Asphalt couple plot. Dă-te și tu mai în față un pic dacă vrei să intri pe aici, printre acești gușteri care nu te lasă să treci. Salut! Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia care mereu se pun aici în dreapta ta, frate. Păi, uite, eu de exemplu acum, dacă voiam să trec, nu vedeam, frate, nu vedeam de el. Și el după aia normal că se băga și eu stăteam ca prostul și mai eventual mai treceam o dată sau mă băgam o dată cu el, dar te riști să te bagi o dată cu el, nu știi cum prostul nu vede pe cineva și după aia vă lovește pe amândoi, nu numai pe el. Asphalt couple plot. Era ăla, pinguinul din Gotham. Ce benvează gropile ăștia. Gurile ăștia de canal sunt puse aici, trebuie să faci slalom, frate, când treci să le eviți. Deci, uite, în dreapta, după aia iar în stânga, ca lumea de tot în stânga, că mai e una aici, iar te lași în dreapta, iar te lași în stânga, hop. Aici sunt două, una lângă alta, de obicei trebuie să le eviți pe sensul celălalt de mers, dacă vrei să le eviți complet și nu prea poți, dar asta este.
Păi frate, ăsta ce face fratele meu? Normal, nu puteai să semnalizezi dinainte. Trebuia să semnalizezi fix după aceea. Uite căței, cățeilor, stați aici că dau un voi. De nu se poate, de nu se poate dau un voi. Stai că trece Cristiano Ronaldo. Ia uite la ea. Dar îmi place, băieți, benzina îmi place, deci benzina îmi place. Iar la fel alt lucru care nu-mi place, frate, dacă merg cu controlele pluse prin oraș, eu nu pot să zic așa, să depășesc sau ceva. Adică trebuie mereu să am controlele scoase, pentru că dacă vreau să-i dau vreo treaptă inferioară sau ceva, pentru că altfel benzina nu accelerează. Adică, de exemplu, dacă sunt în a treia la 2000 de turnații, mai bine nu mai complic să accelerez. Și trebuie să stau în turații și dacă stai în turații, normal că consumă și mai mult. Dacă mergi să mergi în oraș, mergi în oraș, mergi și leanul în ce, dacă nu, scoți controlele și stai în turații pregătit. A, e. Am uitat să semnalizez, fac mi. De obicei nu uit, dar acum s-a întâmplat. Ia uite, turații tot, n-ai unde. N-ai unde, frate. N-ai. Mașina asta în oraș e te cam satură așa de, adică ca să o alergi, să o omori, să ăstea, trebuie să fie traficul mai lejer. Acum, ce nu, zici, pe aici printre blocuri, sare cineva dintre blocuri, vreun copil, vreo ceva, mai bine stăm cu minți că nu vrem să facem altele. Băi, băieți, haideți că eu o să ajung și eu la Andra. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați și voi un like și noi desigur o să ne vedem data viitoare. Ziceți-ne și mie în comentarii dacă știți ce să fac, să consume și asta mai puțin. Hai, pa, pa!